Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, la Brașovul Actual. Discutăm în această seară despre conștientizarea sinelui divin și am alături de mine pe doamna Niculina Gheorghiță, psiholog clinician principal. Bună seara și bine ați revenit la noi! Bine v-am regăsit! Ce este acest sine divin? Știu că se numește și observator și instanță supremă. Sinele divin este acea parte superioară minții și corpului, adică acea parte imaterială, știința numește sinele observator, fizica cuantică și mecanica cuantică observator, în psihologie o numim conștiința superioară sau supraconștientul, numește Freud. Deci, e ceva, e cumva ca deasupra noastră și nu face parte, în schimb, din materie, din corpul fizic sau din mintea noastră cu care modelăm sau generăm materia. Dar cum este această stare de observator? Știu că vorbiți adesea despre trezirea observatorului. Da. Cum adică să trezim observatorul? Să fiu în contact cu sinele divin, cu această instanță superioară. De ce? Corpul nostru fizic este o... De fapt, am să vă spun ce vă mai spun de atâtea ori. Noi suntem o întreagă, o creație, care avem un sine divin, o minte și un corp. Corpul este reflexia sinelui, adică a minții, adică tot ceea ce conținem noi în minte, toate emoțiile pe care le-am trăit sunt implementate în corpul fizic cu ajutorul creierului nostru care au accesat niște gânduri, care au creat niște chimicale, neurochimicale care s-au dus în corp. Asta e corpul. Mintea este acea creație a noastră care are la bază toate convingerile, toate credințele, toate trăirile din viața noastră. Ai mintea. Ei, astea două, corpul și mintea, sunt cumva limitate. Spațial, nu pot să-mi dezloc mâna asta când am eu chef și să o pun la loc. Și mintea e limitată de credințele și convingerile noastre. Sinele divin sau partea aceasta superioară sau conștiința superioară sau observatorul este acea parte care le ține cumva într-un tot și din sinele divin noi putem accesa potențialul nostru sau ne putem autodepăși mintea, a deschide mintea și ne putem autodepăși corpul fizic la modul, dacă te concentrezi foarte tare că ai ceva de făcut, poți să nu dormi 24 de ore sau 36 de ore, adică poți să generezi chestia asta, dar în spate trebuie să ai o motivație care vine dintr-o instanță superioară. Și atunci când ești în contact cu sinele divin și zici, acum vreau să fac asta, îți depășești tot ce n-ai putut până atunci. Dacă nu ești în contact cu sinele divin, ești doar în minte, nu reușești să depășești. Deci eu zic că e un câmp cuantic sau o energie de unde noi descărcăm informații și activăm forța interioară. Dar cum intrăm în contact cu sinele divin? Da. Cum ajungem în această poziție de observator? Pentru a intra în contact cu această parte divină, cel mai important este starea de prezență sau mindfulness, în care ești doar aici. De exemplu, suntem doar aici în emisiune, asta înseamnă că nu mai ne trece niciun alt fel de gând prin cap, nu ne mai gândim la ce o să facem mâine sau poi mâine. Suntem doar în prezent. Starea de prezență ne aliniază corpul, mintea și spiritul într-un singur loc. Dacă eu sunt aici, iar mintea mea se gândește la ce o să fac peste 3 zile, voi fi la 1000 de kilometri, de exemplu. Nu voi fi în prezent. Starea de prezență este cea care te pune, te ține în contact direct cu conștiința superioară sau cu sinele divin. Și cu cât suntem mai conștienți, spuneați, cu atât suntem mai prezenți. Da. Deci, starea de prezență îți ține în sinele divin, iar în momentul în care tu ești conștient de tine, de manifestările tale, de comportamentele tale, de atitudinile tale, de gândurile tale, tu atunci ești în prezent. Deci ele merg mână în mână. Starea de prezență e clar că ai să fii conștient, iar dacă ești conștient, ai să fii în starea de prezență. Iar trăirea este pentru corp și experiența este pentru minte. Da. Apropo. Deci exact ce spuneam, gândurile vin, experimentăm cu mintea și trăim în corp. Avem o emoție, de exemplu, o emoție de fericire.
în corpul nostru simțim ceva, ca și cum e așa, un extaz, o chestie, să ne bucurăm, să, dacă ai emoții de furie, corpul tău parcă stă să explodeze. Deci, în sensul ăsta, corpul este o trăire a ceea ce noi experimentăm cu mintea. Și avem mii de gânduri în fiecare zi. Avem mii de gânduri. Zeci de mii de gânduri. În jur de 70-80 de mii de gânduri, spune Joe Dispenza. Dr. Joe Dispenza spune că atâtea gânduri avem pe zi și tot el spune într-un interviu că 80% dintre ele le-am avut și ieri și alaltă ieri, le avem continuu. Ideea e că aceste gânduri de foarte multe ori ne scot din starea de prezență și sunt gânduri destructive sau gânduri care nu se întâmplă niciodată. Pentru că gândurile astea avem două surse de gânduri. Gânduri interne, care țin de credințele noastre pe care le avem în subconștient, de tot ce am trăit, și gânduri externe care țin de conștiința socială, de oamenii cu care ne întâlnim, pentru că fiecare venim cu bagajul nostru. Și bagajul nostru e implementat în acest câmp energetic pe care le avem în jur. Și, de exemplu, îmi vine un gând că am parcat mașina necorespunzător și după aia merg pe stradă și gândurile de frică ale tuturor, vai, o să vină cineva și o să-ți ia mașina de acolo, o să o ducă nu știu unde și uite așa încep să rulez o scenarită care nu o să întâmple niciodată. Dar ceea ce vei trăi cu această scenarită este că te simți total scurs de energie. Încetul cu încetul ești mai mic, mai dezenergizat, de la ce? De la faptul că ai pus mașina unde nu a fost bine. Ai pus-o unde nu a fost bine? Dacă îți vine un gând de asta, băi, ori am pus-o bine sau nu mai bine, au de acolo și două într-o parcare unde poți parca bine. Pentru că asta ne dau gânduri atât interne cât și externe, care au fost gânduri de stres, ăla e un stres și te scurge de energie. Iar gândurile acestea, cele 70-80 de mii, da, nu toate sunt conștiente, sunt și inconștiente. Da, da, da. Cam conștiente, în proporție cam de cât 5% noi suntem conștienți, iar restul toate vin din subconștient, pe care le accesăm datorită faptului că avem un stimul extern sau un om care seamănă cu cineva sau o mașină care ne-a dus o suferință cândva. Toate alea sunt gânduri care vin cumva din trecut, din experiențele trecute. Nu mai au ce căuta. În schimb, dacă le ții aici, tu ți se apar de divinitatea din tine, ți se apar de sinele divin și dacă ți se apar de el, nu mai avem intuiție, că intuiția este vocea sinelui. Atunci când ne vine o idee pentru prima dată, hai de la sine. Și apoi mintea noastră spune, a, dar nu avem nicio șansă, dar nu știu ce, dar nu știu cum, te-ai deconectat și o iei tor pe arătură că n-ai nicio șansă și chiar așa îți creezi, să nu ai. Și cum ar trebui să facem să avem gânduri mai puține și conștiente, să nu fie inconștiente? Da, e important să trăim în prezent, să ne simțim, să ne simțim corpul. Uite acum merg pe stradă, cum se simt picioarele mele, ce simt în picioare, de exemplu. Sau sunt foarte atent la respirația mea. Sunt atent, inspir pe unde se duce aerul, expir. Sau să fiu conectat cu mediul pe unde merg și cu exteriorul. De exemplu, sunt atent la cum ninge afară sau la copacul ăla care e încărcat de zăpadă. Sunt atent la niște elemente care sunt în prezentul meu, adică acolo sunt eu în mediul înconjurător, nu ceva la ce o să fac nu știu când sau ce am făcut nu știu când. Asta ne ajută foarte mult să rămânem aici și acum și să nu mai rulăm acele gânduri inconștiente. Nici din trecut, exact, și nici din viitor, să fim practic să fim mereu în prezent. Da. Iar trecutul și viitorul sunt niște himere scriați într-un articol care ne deconectează de la sine. Da. Pentru că una a fost, deci nu mai poți să schimbi nimic la ea, una n-a fost, deci de aia sunt niște iluzii. Aia ce a fost nu mai poți schimba că tu ai ajuns azi aici, iar ce o să fie, nu-i nevoie să te duci în viitor ca să le vezi, tu în schimb poți să fii în prezent și tot ceea ce toată energia cu care încarci niște gânduri din prezent, sigur vor ajunge în viitor, dar tu trăiești în prezent. Când ești în prezent, ești conectat la sinele tău divin. Când ești în prezent, ai intuiții. Când ești în prezent, îți activezi potențialul divin, adică mult mai mult decât ai putut până acum. Când ești în prezent, ai rezultatele cele mai, adică rezultatele maxime în tot ceea ce faci tu. Când ești în prezent, ai eficiență maximă. Când spunea ieri o cursantă că ea se tot gândea cum să îmbunătățească o activitate pe care avea și de 20 de ani lucrează în activitatea aia și când stătea și se gândea așa în contact cu sinele ei divin, oare ce să fac? Că asta ca să intri în contact cu sinele este doar să vorbești tu cu tine. Oare ce să fac ca să îmbunătățesc activitatea asta? Și uite că a venit o idee ce nu i-a venit de 20 de ani și s-a îmbunătățit toată activitatea.
Deci atunci, în prezent, apar aceste intuiții, le numim, sau gânduri superioare. Și pur și simplu rescris o activitate ce 20 de ani nu au avut rezultate. Dar atunci când ne dorim ceva, avem un gând cu privire la viitorul nostru până la urmă. Da, eu sunt atentă la gând. Prezent. Dar sunt în prezent, că nu mă duc în viitor. Eu sunt doar atentă la gând, adică eu sunt întotdeauna ceva ce vreau să fac. Da? Bun. Eu sunt aici în prezent, dau energia acestui gând, dar eu nu mă duc în viitor. Nu încep să stau cu ochii închiși, să mă visez ce fac, cum fac. Pot să fac tehnica vizualizării, care înseamnă altceva. Înseamnă nu visez cu ochii închiși, ci visez cu ochii deschiși. Adică sunt în prezent și eu mă văd cum fac lucrul ăla, pentru că în dimensiunea cuantică, trecutul și viitorul sunt acum, în punctul de acum. Și eu pot să transmit, dar nu trăiesc iluzia că sunt acolo, dar eu nu fac nimica. Iată. Iar gândurile, spuneați că sunt constructive și destructive. Da. Avem funcție de frecvență. Cum facem să schimbăm gândurile din destructive? Gândurile astea destructive sunt gânduri care ne dau o stare de rău. Adică nu o să ne simțim bine niciodată după ele. Stres, agitații. Gândurile constructive sunt cele care ne țin în starea de bine interior și în starea de bunăstare. În momentul în care sunt într-un gând destructiv, tot ce am de făcut e să spun stop. Am spus stop, în realitatea mea eu trăiesc o stare de bine. Tu doar o numești. În momentul în care tu deja o numești, ai ieșit din poziția aia de victimă a gândului destructiv. Pentru că ăla ți-aduce foarte multe alte gânduri destructive. Bănuiesc că și te macină. Exact, asta e măcinarea. Tot ți-aduc. Și când colo nu-i nimic adevărat din alea. Și zic stop. Sau o altă metodă, lasă treacă gândul așa prin fața ta, ca și cum trece un vagon de tren sau ca și cum trece o frunză. Pur și simplu nu-i dai deloc energie, nu-i dai atenție. Dar primul lucru este să fii conștient. Spui, circulezi un cap, stop. Simplu așa. E o chestie, în momentul în care ai spus stop, ceea ce am sesizat eu este că toată realitatea cuantică pur și simplu parcă îngheață tot și așteaptă ca tu să dai un nou impuls minții tale. Un reset, exact. Dar e o clipă, ca și cum îngheață tot. Deci este ceva fantastic. Prin stop-ul ăsta, așa spus cu toată ființa, zic stop. Ce-mi trebuie mie asta? Vreau altceva. Și schimbi. Dacă nu ești conștient de asta, nu se schimbi, se întâmplă nimica. Ești conștient. Ăsta îmi face nevoie rău. De voință, de multă voință și de exercițiu. De cunoaștere, în primul rând. Că dacă știi vorba lui Bruce Lipton, geneticianul, cercetătorul care ține de minte, așa, care a zis, în momentul în care nu știi ce ți se întâmplă, mergi pe pilot automat, ești acolo o umplutură într-o zonă, în momentul în care devii conștient de cum funcționezi și ce ai de făcut, să activezi și voința și credința, pentru că vezi că totul e foarte logic. Așa funcționăm noi ca oameni, așa funcționează creierul nostru. Nu putem să zicem, știi, la mine nu funcționează așa. Așa e cercetările de peste tot, chiar așa funcționează. Și cât insistăm asupra unui gând constructiv, bineînțeles? A unui gând constructiv, cu cât stăm mai mult timp și îi dăm energie, cu atât el se va materializa mai repede. În mod normal, noi putem sta doar 7 secunde pe un gând. Dar prin antrenament putem crește această perioadă la 20 de minute, la 30 de minute. Ei, dacă reușești 20-30 de minute să te concentrezi pe un gând, gândul ăla poate să devină materie. Pentru că gândul este o energie și în momentul în care tu ești doar atent la gândul ăla, îl colapsezi energia și o faci materie. Interesant. Și apare și emoția la un moment dat, indiferent că vorbim despre gânduri pozitive, negative sau constructive, destructive, apare o emoție. Emoția sau starea, dacă este un gând constructiv, apare o stare de încredere. O stare de bine. Da, o stare de bine. Și avem nevoie de ea, pentru că starea de bine este energia cu care eu susțin gândul ca să împlinească. Când am o emoție destructivă, starea care mi-apare e o stare rea, o stare de dezenergizare, o stare de deznădejde. Starea aia, ea va dispărea când eu am schimbat gândul. Am spus stop, am schimbat gândul, iar în 7 secunde se schimbi starea corpului. Deci noi avem 7 secunde la dispoziție ca să fim stăpâni emoțiilor, pentru că după 7 secunde emoția e stăpâna noastră.
pune stăpânire, stăpânire pe noi, pentru că creierul începe să secrete niște chimicale și deja corpul fizic se simte într-un anumit fel. De aceea stopul ăsta este maxim, pentru că stopul te aduce în prezent. Stop, ce vreau eu acum de fapt? Stop, ce am de făcut? Da, și corpul fizic este emoția condiționată în trecut. Da, exact. Deci în corpul fizic este tot ceea ce am trăit noi în trecut. Da, emoții pe care le-am avut în trecut sunt implementate în corp. Cu cât eu îmi schimb gândurile, cu atât o să-mi schimb și emoțiile și stările pe care le am și corpul o să arate altfel. O să vedeți oamenii care sunt optimiști, care sunt, au bună dispoziție, oamenii nu-și dau vârsta niciodată. Păi apar tânăr veșnici. Dar nu schimbă nimic, pentru că ei în permanență dau această stare de bine sau creierul secretă aceste neurochimicale în corp. Pe când el zice, vai ce fericit ce sunt, arată de 100 de ani, unde e fericirea? Corpul tot timpul ne va arăta, el este o reflexie a ceea ce trăim noi în interior, de fapt. Da? Și atunci când ești în contract cu sinele, inclusiv corpul fizic se conectează în permanență la acea esență divină, la acea energie totală și mereu vei fi în contact și prezent și tânăr și veșnic tânăr. Veșnic tânăr. Dar cât timp rulăm un gând? O săptămână, două, o lună? Da, cât timp? Știința spune ca să schimb ceva la nivelul sistemului limbic, eu am nevoie ca între 6 luni și un an de zile să fiu atent la gândul respectiv, la starea respectivă pe care eu vreau să o trăiesc. De exemplu, eu sunt întotdeauna încredere. Ca să devină o atitudine încrederea, eu trebuie să schimb structura sistemului limbic, adică ceea ce îmi secretă el. Și pentru asta trebuie să-l bombardez zilnic cu eu sunt întotdeauna încredere, până devine atitudine. De ce îi spun că în 21 de zile se face o conexiune neuronală, în 4 luni se consolidează o rețea neuronală, iar între 6 luni și un an de zile devine atitudine, adică mai mult decât, adică nu mai te gândești și deodată tu te simți încrezător și te manifesti încrezător. La asta mă refer. Și când ne dorim ceva anume, când nu ne dorim de atitudine, ceva anume, să spunem. În funcție de cât de mult acceptăm că acel lucru e posibil. Dacă eu accept că e posibil să se întâmple acum, cum se întâmplă? Dacă eu nu cred asta și zic, e, o fi, n-o fi, se întinde perioada până apare. Deci e vorba de acceptare. Orice gând care intră în mintea noastră conștientă și îl acceptăm, ăla devine realitate. Iar care ar fi tehnicile de a fi în stare de observator? Tehnicile de a fi în stare de observator. Trebuie să le învățăm. Da, trebuie să ne obișnuim cu acestea. Să fim atenți la respirație, să fim atenți la ce facem. De exemplu, dacă eu acum calc o haină, eu sunt atentă, doamnă, la cum calc, cum se mișcă fierul, cum simte o mână pe fier, tot felul de elemente dintre astea care mă țin în prezent. După care, poziția de observator, concentrarea pe un punct fix, iarăși o metodă prin care tu poți fi un observator, adică nu mai îți rulează 1000 de gânduri prin cap și ești doar acolo în prezent. Tehnica afirmațiilor, despre care am mai vorbit, o altă metodă ca să te aduc în prezent, și autoobservarea, în permanență să mă autoobserv. Iar sinele divin este dincolo de orice limite. Da, exact. Deci, tocmai ce am spus, mintea și corpul țin de limitele materiei și a credințelor și educației noastre, iar spiritul este dincolo de asta, sau sinele divin. Și cum ne menținem în această stare de observator? Cum menținem această conexiune cu sinele divin? Prin faptul că îl conștientizăm, că el este o instanță superioară, prin tehnicile astea de care am vorbit și pur și simplu prin starea pe care o ai. Atunci când nu ești conectat la sine, ești mereu blazat, n-ai încredere, nu ai. Îți dai seama că nu ești în contact cu sine. Revii în contact prin tehnicile de care am spus și asta înseamnă că sunt aici și acum și în aici și acum pot să schimb orice. Pentru că eu sunt dincolo de limite, pentru că sunt în contact cu sinele. Și vorbeam despre gânduri pozitive și negative, dar rămânem la cele pozitive. Da. Iată că este Crăciunul. Așa. În această perioadă a anului dăruim mai mult. Suntem mai buni. Da. Avem și gânduri pozitive, mult mai multe gânduri pozitive. Probabil din cele 70-80 de mii, mai multe avem sunt mai multe, da. Pozitive. E o perioadă în care am fost educați că e Crăciunul și cât de Crăciun dăruie și că vine moșul, totul e legat de această metaforă a Crăciunului cu moșul, cu nașterea, cu tot. Ei, în momentul în care astea sunt gândurile cumva sursa din exterior, unde toată lumea te bombardează cu asta și din interior, că așa a fost educația ta. Sunt oameni care nu au educația asta, dar dacă tot o avem,
cu adevărat în perioada aceasta este un moment de contemplare și de a mă autoanaliza, de a contempla, de a vedea ce am făcut în perioada asta și tot ce avem în prea plinul nostru să dăruim mai departe. Pentru că atunci dăruiești când dai din prea plin, nu când îți iei de la gură tu să dai la alții, aia nu-i dăruire. Și dăruiești când dai din prea plin altora și pentru că tu dai, îți faci loc ca să aduci alte creații diferite. Și uite așa, mereu spun și mereu drum și pe toată lumea, dăruind vei dobândi. Deci dai ca să faci loc, să primești altele din altă parte și o idee dacă o primești. E important, pentru că tu ți-ai făcut curat în dulap și ai dat ce nu mai purtai de 2 ani. Și atunci îți vine o idee. Wow, uite ce pot să fac cu asta. Ar trebui să fie Crăciun în fiecare zi, să spun așa, ca să normal, dăruim așa ar trebui și să primim, bineînțeles. În fiecare zi. Doar că, na, noi am fost educați ca în perioada aia asta să fie mai puternică această trezire noastră la dărui. Și apropo de gândurile bune, că atragem tot ce e mai bun pentru noi, există totuși miracole, minuni sau depinde de noi până la urmă miracole, ca aceste minuni să se noi le creăm întotdeauna și pentru totdeauna, pentru că nu vine nimeni, niciun înger, niciun sfânt, nimeni din afară să-ți dea ție ceva, ci tu nici nu știi că ai nevoie. Da? Că toată lumea spune că ei să facă voia Domnului și eu spun bine, bine, dar Dumnezeu știe ce vrei, dar tu știi? Că dacă tu nu știi ce vrei, o să fie miracole peste tot, dar n-ai să le vezi. Pe când dacă tu ai insistat și ai pus acolo un gând bun și o energie, e clar că ai să-l vezi. Da? Deci miracolul e ceea ce creăm noi cu mintea noastră, cu ajutorul credinței, cu energia pe care o emitem, cu starea pe care o transmitem. Credința este cea mai importantă până la urmă și stă la baza ajungem la credință până la antrenament. Miracolelor. Exact, exact. Cât de important este familia? Familia, în aceste momente de Crăciun. Destul de importantă, tot datorită educației, să fim cu familia la brad, la șemineu, la cozonaci, la toate astea. E un moment în care să ne putem conecta mult mai ușor sau mai repede cu cei din familie. De obicei se spune că de Crăciun se ia masa în familie și așa este. Chiar dacă nu se văd un an de zile, membrii familiei vor să se reconecteze. Adică conectarea la trib, cam asta înseamnă Crăciunul și masa în Crăciun. Ce înseamnă conectare? Să fiu atent la ăla, să văd ce a mai făcut ăla, cum a fost. Noi avem nevoie de această conectare pentru că este și o perioadă în care familiile se readună. Vreau să transmit telespectatorilor că atunci când suntem în conexiune cu cineva, creierul nostru secretă oxitocină, care este hormonul iubirii și a conexiunii. Și atunci e evident că dacă eu mă încarc din conectarea cu membrii familiei, voi dărui și mai departe, apropo de dăruind, mai departe ca să dobândești. Eu primești, merg mai departe și dăruiești la alții. Din prea plinul al meu, de iubire, de afectivitate, de pace. Dar e suficient o dată pe an să spunem? Sau de două ori pe an? Nu e suficient, dar decât deloc, mai bine o dată pe an sau din când în când să ne reconectăm cu familia. Aia ne dă forță așa în interior, adică ne ajută să știm că avem niște rădăcini și că oriunde am fi, oricând ne vom putea întoarce la rădăcinile noastre. Intrăm în contact cu partea divină, apropo de sinele divin. Cu arborile genealogic, cu energia care vine din spate, Legat de sinele divin și de poziția de observator, la copii când apare această stare de ei o au în permanență până la 7 ani. Ei sunt foarte în prezent. După care, după educație, începe să separe și ajung la la perioada matură. Cam ca toată lumea. Cel care a fost de mic obișnuit să rămână în poziția de observator, adică părinții au fost prezenți lângă ei, i-au recunoscut emoțiile, stările, gândurile, au discutat cu ei, ăia vor rămâne cât mai mult conectați cu sinele lor divin. Așadar contează educația și experiența din trecut pentru a fi în această contează poziție educația de observator. Și apropo de asta, anul trecut am fost invitată la un proiect, Scrisul face bine și mi-a cerut să dau și chiar am insistat foarte mult asupra educației și am fost așa fericită că săptămâna aceasta care a trecut am fost unul dintre autorii la Scris o face bine și
Asta apropo de educație, foarte important educație. Foarte importantă educație. Și revenind la Crăciun, pentru că suntem în spiritul Crăciunului, apropo, vorbeam despre emoții, cât de importante sunt emoțiile și în această perioadă, pentru că sunt diferite totuși față de restul anului. Tot timpul sunt diferite, apar alte momente. Sunt mult mai puternici în această perioadă. Sunt mai puternici, conectarea cu familia, cu tribul, toate aduc un plus, dacă ești în prezent, iarăși, dacă ești în prezent, pentru că dacă nu ești în prezent și ești pe calculatoare și mai știu unde și familia stă și mănâncă singur, n-ai făcut nimic. Iar prezentul este singura realitate, exact, până la urmă. Exact. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio, din păcate am ajuns la final. Da, mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi, rămâneți cu bine și în actualitate. Sunt Diana Goșman, vă doresc o seară magică. La revedere!